În localitatea Pufești, din județul Vrancea, au fost inundate 40 de locuințe. Multe dintre ele sunt puternic afectate. Așa e peste tot, în toate camerele? Da, da. A intrat apă în casă? O intra, mamă. O intra pierdut secund. Din cauza inundațiilor, localnici au rămas și fără apă de băut. Prietilor, a venit apa în casă, a intrat în casă, a venit și l-a luat de aici, nu era așa dărâmat, el era drept. A venit apa în casă, a venit și l-a luat pe dedesubt. Cât e de mare apa în casă, ai idee? Cam la genunchi. Are jumătate de metru? Da, da. Acolo era casa băiatului, pleca copilul în Italia, că suntem plini de bani, s-a dus copilul să fac un ban și mai rău ne nenorocim decât să ne ajungem iarăși. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit cu mai multe motopompe pentru a scoate apa din gospodării. Fântâna e plină cu apă, am vrut să scoatem apă și tulburi cum e asta de aici, din canal. Apă la animale nu putem să mai dăm, nu putem să... Nu avem ce face cu dânsa, să vedem ce facem. Dacă să beți apă dumneavoastră? Nu, trebuie să cumpărăm. Uitați, apa este neagră, uitați, nu se poate, cum la un copil de 3 ani și un copil de 4 luni nu se poate da apă, nu se poate bea apă din fântâna asta. Tot.